Bună seara și bine v-am găsit! Din nou, în această seară, aș vrea să discutăm despre micile probleme fiecarei familii, despre micile noastre conflicte și certuri, despre cotidianul nostru și despre rutina care ne macină în fiecare zi. În copilăria mea, una din melodiile mele preferate era: ne certăm ca să ne împăcăm, ne certăm ca să ne sărutăm. Nu prea înțelegeam eu sensul major al acestor expresii, în schimb îmi plăcea la nebunie cuplul Ion și Doinal de Teodorovici, nemai vorbind de versurile marelui Grigore Vierute, că am crescut și mi-am dat eu seama că nu întotdeauna ne certăm ca să ne sărutăm. Și cum să facem să fie adevărată această sintagmă și aceste versuri în fiecare zi, având acasă mai multe probleme, mai mici sau mai mari, copii mai mari sau mai mici și, bineînțeles, un soț, o familie, un serviciu, iar toate unite în pachet s-ar include într-o singură noțiune, familie. Păi uite că în această seară aș vrea să discutăm o temă care astăzi are și o denumire logică: managementul conflictului în familie. E cam tare spus, dar până la urmă cu toții avem nevoie de acest management. Cât despre invitații pe care mi-am adus la discuții, sunt oameni reali, oameni care au și ei probleme, tabieturi, îi macină rutina în fiecare zi, iar dincolo de asta îmi sunt prieteni în fiecare în parte. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Bine te-am găsit! Ca să facem prezentările, nu știu, să o iau așa, de la stânga, Ana, Aurel Chirtoacă. Bună seara! Familist bun, eu zic, așa vorbește lumea, așa te bârfesc colegii de breaslă. Un tată bun pentru copiii tăi, pentru că văd că implici în fel de fel de activități și ești întotdeauna pe aceeași lungime de undă cu ei. Colega mea, pot să zic așa, pentru că de foarte multe ori suntem pe aceeași lungime de undă în emisiune, psihologul Rica Rudei. Bine te-am regăsit, mulțumesc pentru invitație. Trei copii. Este foarte important să punctăm lucrul ăsta. Blogherița Natalia Madan, de pe blogul căreia mă inspir ori de câte ori sunt în pană de idei și în criză de inspirație, mamă a doi copii. Mulțumesc pentru invitație. Eu mă bucur că ți-ai făcut timp pentru noi și ai lăsat blogul la o parte. Istoricul Veceslav Stăvilă, omul care întotdeauna m-a impresionat prin optimismul său și puterea și verba de a pune în dezbatere și în discuție orice problemuță apărută, e tată de fată. Mai nou, socru mic ați fost deja, acum așteptați să fiți și unic și atunci problemele trec pe altă baricadă. Da? Și colega mea, Otilia Lozovanu-Culea, mamă a doi copii, unul adolescent și una aproape domnișoară. Da. Și relațiile dintre fata și băiat întotdeauna sunt complicate și generează tare multe certuri în familie. Dar cred că o să încep cu Rodica din start. Explică-mi și mie ideea asta de managementul conflictului în familie. Sună tare frumos pe hârtie. Managementul este organizarea, gestionarea și o găsim în fiecare familie. Fie cunoaște el și ea, părinții, că ei fac asta, nu cunosc, ei asta și fac în familie, pentru că disciplina, limitele, regulile, grădiniță, școală, tot înseamnă o gestionare, o bună administrare. Da? Conflict inevitabil, verosimil și chiar așteptat în relații, mai ales în relațiile de familie. Și ce înseamnă asta? Bine, un conflict care este, să zic eu, cumpătat, cei doi cumva știu unde merg, știu care e intenția lui. Dacă este conflict pentru putere, când cei doi se bat că eu sunt cea mai tare, nu că eu sunt cocoșul, da, fie la gen masculin, fie la feminin, atunci, cu siguranță, este un conflict care nu duce la nimic bun. Dar dacă este un conflict gestionat cu intenția de a lua decizia cea mai bună în privința educării copilului sau a pleca la o școală, de exemplu, la care școală vreau eu, cu anumite variante, da? Este un conflict necesar. Relația, în general, între doi oameni, cel puțin, nu poate să se evolueze fără a avea o mică ceartă. Și cineva chiar a spus că după ceartă vezi cu adevărat cu cine prietenești. Pentru că după aia tu ajungi la un alt nivel mai lăuntric. Da? Spargi cumva distanța socială și ești invitat să intre în sufletelul fiecăruia. Asta înseamnă și relația amoroasă. Când cei doi sunt atât de curajoși, se cunosc atât de bine, încât vulnerabilitatea lor devine ca un accesoriu obligatoriu.
Eu sunt deschisă, dezbrăcată, goală, goluță în fața ta, pentru că eu am încredere în tine și pentru că vreau ca tu să mă cunoști așa cum sunt eu autentică. E altceva când vorbesc de conflict părinte-copil, da? Dar, până ajunge acolo, dacă cei doi au făcut regulile, cum să se certe corect, inteligent și cum să se împace, rapid, frumos, atunci, mai departe, lucrurile o să fie un pic mai ușor. Hai să întrebăm, Natalia, cum e cu regulile? Azi ne certăm, pe urmă ne împăcăm, pe urmă ne sărutăm? Nu știu, foarte des se întâmplă așa, ca o scânteie. Din start îți pui scopul, nu ridicăm vocea în fața copiilor, da, păstrăm așa. Dar știu foarte bine cum e avalul în momentul acela. Partea rațională a creierului așa se blochează foarte bine și este foarte greu atunci pentru că te axezi doar pe problema aceasta. Dar este foarte important ca copiii să vadă că părinții se și mai ceartă. Pentru că totuși eu consider că e greșit pe alocuri ca copilul să crească într-o familie, într-o, nu știu, ideală, pentru că el o să creadă că așa trebuie să decurgă relațiile și o să aibă pe urmă probleme în relațiile sale, pentru că nu o să vadă că nu e ca la mame și la tate. Dar este foarte important să menții limita, să nu ajungi, desigur, cu înjurări, cu aruncări de farfurii, deci de lovituri nici nu mai zic. Deci să se mențină așa la nivel cât de cât mai diplomat, mai calm, ceea ce evident este mai greu. Noi, spre exemplu, câteodată trecem la limba rusă. Eu cred că e valabil pentru toată familia. Cel puțin bun, vocea este mai apăsată. Vocea este mai apăsată. Deja. Da, deja ajungi la rusă. La noi încă mergem la alta. Dar, în orice caz, încercăm momentul împăcării ei să-l vadă. Deci asta este foarte important. Copiii se emoționează, se alătură și ei. Și încă un moment foarte important, pentru că totuși e inevitabil să ne mai certăm în familie, este să explicăm copilului, uite, mami și cu tate s-au supărat. Se mai întâmplă, uite așa, dar asta e, o să ne împăcăm, o să fie bine, s-a întâmplat, o să treacă. Deci este foarte important să coborâm la nivelul copilului și să-i spunem. Pentru că aceleași ridicări de voci, nouă ne pare că este problema doar între noi, dar copilul fiind ca spectator îl afectează totuși cum mai da. Ce mi-a zis băiatul meu mai nou, am învățat o formulă nouă. Mama, nu face bruiaj fonic în casă. Tu și am zis, wow, ce frumos sună. E legat de managementul conflictului, probabil. Foarte frumos. Otile, hai să întrebăm femeile, pentru că noi suntem mai glăsoase în familie și după asta lăsăm și tăticii să se expună. Da, e adevărat. Probabil că noi suntem și mai vorbărețe și ne aprindem mai repede. Bine, mă rog, fiecare și are temperamentul lui, caracterul lui, eu pot să răspund pentru mine. Eu sunt mult mai aprinsă, da? Și îmi sare țandura, uite așa, mai ales dacă am mai avut și o zi super faină la lucru, să-i zic așa. Deci îți dai seama, tot boțul ăsta de nervi eu îl aduc și acasă. Și de care dată îmi promit că las după ușă. Ei, nu ne ies întotdeauna așa. Respectiv, atunci când explodez, am noroc de un soț care e mai cumpătat, mai calm, mai liniștit. Dumnezeu acolo să știe să le aranjeze din start. Și mai are el răbdare așa, până la un moment dat, și tot taci, la un moment dat zice, gata, ajunge. Se întâmplă uneori că acest gata mă face să buhnesc și mai tare. Este adevărat, dar probabil că odată cu trecerea anilor mi-am dat seama că acest gata este într-adevăr gata. Pentru că chiar am ajuns la o limită la care ar trebui să-mi țin gura închisă. Că uneori asta te ajută. Cu copiii funcționează un pic diferit. Atunci când mă cert cu ăsta mai mare, că e adolescent și deja vezi tu are păreri, el le-a avut dintotdeauna păreri. Dar acum discutăm mai aprins. Întotdeauna mă gândeam, când Marin va crește mare, îmi va semăna ori mie, ori soțului meu. Și atunci am să abordez problema așa cum cred eu că e mai bine. Dacă e ca mine, răcnim până ne terminăm strigăm nervii. Strigăm amândoi și, da, și dacă ne bucăm. Dacă e ca Lilian, atunci cumva oarecum o să răbde mama să-i treacă așa. Și... Dar uite că el a preluat niște trăsături de ceartă. Jumii-juma. Și atunci eu, fiind aia mai mare, mă străduiesc să pun și mintea în mișcare. Deși e foarte dificil, dar tot aici la tine pe canapea am stat vreo câțiva ani în urmă și tot rodica stătea în partea aia și spunea, faceți un exercițiu de calcul. 10, 9, 8. Și câte oițe am numărat eu pe pod? Și atunci eu mă duc în baie sau în viceu și trântesc ușa aia tare și încep. 10, 9, 8, 7. Și da, când ajungi la 1, mintea este mai limpede, mai clară. Eu ies și zic, ok, probabil că am exagerat.
Și el zice, da, e exagerat. Bine, eu îmi cer scuze. Deci eu am învățat să zic scuză-mă. Eu am învățat că și părinții uneori greșesc și n-au dreptate. Coaia mică e un pic mai simplu, ea e mai emotivă. Ea îmi seamănă mie în totalitate când vine vorba de supărare. E femeie adevărată, deci slobă de lacrimile din prima. Și îți dai seama că mă dezarmează pe mine. Dar pe taică s-o cotă mai mult. Domnul Stăvilă, cât de des numărați de la 10 până la 1? Păi, iată... Sau poate la începutul relației? Am 30 de ani experiență, stagiu de căsnicie. Și chiar mi-am dat seama cu ocazia asta că au trecut foarte repede. Și în timpul, perioada asta de 30 de ani, cred că am avut vreo 3 faze. Cu când, gata. Când am fost, așa, cum spune, cu bantul sărit, cum se spune, am sărit bantul. Da. Dacă, apropo de supărare, deci tot timpul, având în vedere o tradiție sau o experiență care am avut-o acasă la părinții mei, la bunicii mei și mai tare, deci bunicii, de exemplu, dacă supăra pe bunica, putea să țină o săptămână supărare, nu vorbea cu ea o săptămână. Taicul meu putea să țină vreo 2-3 zile. Eu țin 5 minute. Și mă uit, cred că e o cale foarte bună, apropo. Deci, nu știu, eu ca temperament sunt coleric, adică pot să mă enervez pe loc gol și pot să vă dau chiar câteva cazuri cum au fost, apropo, în conflict legat de fiică mea când era clasa 1, de exemplu. Era la liceul Mircea Eliade, de clasă primare. Și nu putea rezolva ceva la matematică. De regulă, soția mea se ocupă de situațiile astea. Și respectiv, dacă nu putea să rezolve, deci se apropie de mine, spune, hai, ajută-te rog fata să-și facă tema la matematică. Eu, prima fază a fost, că zic, un fleac de sarcină pentru clasa a doua nu se poate rezolva fără ajutorul meu. Și când m-am apropiat de... am spus lucrul ăsta cu o voce ridicată. Și când m-am apropiat de problemă, m-am uitat adânsă atent, au trecut 5 minute, 10 minute, 20 și minute. Și bantul s-a șifonat cu totul. Nu puteam rezolva. Când am ridicat vocea, apropo, cred că s-a auzit tot telecentrul, că era în strada Academiei, locuiam atunci, într-un cămin. Și atunci mi-am dat seama că, într-adevăr, înainte de a te revolta, trebuie să vezi concret ce este vorba. Da? Deci problema de clasa a doua n-am putut să rezolv. Nici noi nu putem astăzi. Dar chemica pentru acasă, în general, te destabilizează total. Eu nu știu dacă există foarte mulți părinți care fac față cu calmitate pentru asta aceste m-am situații. Pentru asta m-am mintit un capitol la 4 să acordă emisiunii noastre. Tema pentru acasă. Da, pentru că este adevărat, bantul sare din prima. Deci am avut, cred că, apropo de ce studiez, adică acum, deci care era cauza enervării pe soția mea în primii 5 ani de căsătorie, de exemplu, și care este cauza acum. Și mi-am adus aminte, este o teorie, apropo, că într-o căsnicie, deci noi evoluăm în vreo 3-4 etape. Nu, la prima etapă, primii 5 ani, bărbatul are preocupări în primul rând legat de partea, să zicem, cum să spun, sexuală. După 60 de ani, problema principală a bărbatului, ca soția să poată să pună injecție și să facă masaj. Este la mijloc, cred. Este o teorie. Și ce e interesant, că, de exemplu, fiica mea e căsătorită deja de vreo jumătate de an și observă cum toată atenția și problemele care soția mea le avea în vedere în legătură cu fiica mea copil, cum a trecut, deci funcția și-a trecut asupra mea. Și acum, de exemplu, dacă, să zicem, în primii 5, în primii 10 ani, deci conflictul care au fost, vă spun, vreo 2-3 cazuri, dacă au fost în vreo 20 de ani, de 5 minute iritare, atunci erau la tema împărțirii obligațiilor. Adică, în momentul când soția mea începea să mă învețe cum să fac, ce să fac pe domeniul meu, mie îmi sărea bantul, pentru că eu, replica mea principală este, dar eu nu mă implic în chestii legate, de exemplu, de bucătărie. Nu pot să, deci tot femeia la bucătărie. Nu pot să gătesc, nu pot să gătesc. Eu tot timpul așa mi-am imaginat că, deci soția, poate e tradițional lucrul ăsta, deci ține linia alimentară, ea o ține. Și bărbatul trebuie să țină linia, să zicem așa, financiară. Da? Și vin momente când soția mea începe să mă învețe, de exemplu, și pe linia financiară. Și pentru că nu se ocupă de asta zi de zi, sigur că îmi dă niște idei așa. Și când încep să-mi spun lucrurile astea, m-a sărit bantul așa tare. Deci în primii 15 ani de căsnicie, deci iritarea venea de la cei că soția intra în zona în care nu era de competență ei. Dar spune, nu durea mult. Acum iritarea vine, frate, nu știu cum, apropo, să schimb, dar cred că asta e perioada. Deci, vede, când e o masă, apropo, legat de bucătărie, deci îi se pare că mănânc prea repede. Și mă oprește permanent. Bine, asta e o ceartă de genul, ne certăm ca să ne împăcăm, Vlad. Dar eu spun, dacă mănânc mai repede, s-ar putea să adorm, pur și simplu, mâncând lent, zicem, da? Iată, cam asta ar fi. Deci, împărțirea competențelor, cred că asta e una dintre căile
care ajută ca să nu te ciocnești în primele perioade, dar și trebuie să înțelegi că vin etape diferite. Eu mi-aduc aminte că la ori când eram mic, dacă încercam să mă cer cu soția, nu mai ridicam vocea, el deodată începea plânge. Și la un moment dat, dar mișem afară, băi, nici în casă nici nu te poți certa normal. Și deodată începea, gata, plânge, și momentul de, pe loc era și momentul de împăcare. Să vadă el că e bine. Da, să vadă el că e bine și gata. Pe urmă așteptam și noi momentul și discutam oricum problema care era. La mine soția are o problemă că trebuie să-i lași un pic timp ca să, ca să calmeze, să poate o zi. De la 10 până la 1. Da, da, la dânsa numărătoarea este mai lungă. Stai fără grijă, oameni tot așa, ca să te da, eu cred că, oricum, bunul Dumnezeu le aranjează. Unul are răbdare pentru 5 minute, altul pentru o zi jumate, știi? Și sunt compatibili. Cred că primii ani sunt cei mai dificili, eu aș zice, nu știu, până la 5, dar 3 la sigur sunt cei mai dificili după căsătorie, după care chiar nici nu mai țin minte când ne-am certat ultima oară, pentru că nu ai timp, totuși știi, la fel, cei care au copii înțeleg foarte bine că preocupările și se duc cu totul în altă parte, problemele începe a le discuta altfel, nu ai nevoie să inventezi ceva, vrei mai rezultatele cât mai firesc să fie cât mai reale. Ceartă este concretă. Da. Absolut. Pe un subiect concret. Da, da, da. Și atunci și cauți și rezultatele și răspunsul cât mai repede, știi, nu ai timp să pierzi atâta timp. Știți despre ce ați spus fiecare în parte, despre tonul cu care ne certăm sau pe care ne certăm? Cât de important este să audă sau nu vecinii, să audă sau nu copiii, că despre asta discutăm? Da, sau cât de greu este să te cerți în șoaptă? Da, ca să nu plângă la Orențiu. Eu asta vreau să zic. Păi tot cineva, păi nu, mă rog, nu ridicați, mă. Nu, cum să te cerți în șoaptă, da? Cum, mă scuz, da? Sau vreau să zic, nu. Este momentul de te aprinzi, este momentul când te stingi. Foarte important fiecare din prezență aici. Apropo, mulțumesc pentru deschidere. Mai rar vezi așa un grup unit, terapeutic. Fiecare a spus că se învață aceasta. Deci a ne certa este o educație pe care noi undeva o facem autodidact atunci când pe propria greblă calci, te lovești și înțelegi că data viitoare cumva te ascunzi de copil să nu te vadă. Am avut oameni, femei care spuneau că spunea copilului, scumpule, acuși iese mama tigru. Și dacă iese mama tigru, știi că e rău. Deci ce înseamnă asta? Ea conștientizează pentru dânsa că e la muche de cuțit și urmează să fie urât. Copilul înțelege că foarte aproape este mama și trebuie să facă ceva, ori să tacă, ori să o asculte, ori ceva să întreprindă. Și în acest moment ambii au de câștigat. Deci mama își gestionează emoțiile, conștientizându-le, verbalizându-le, exteriorizându-le, da? Iar copilul are un model de gestionarea emoțiilor existente. Nu, mama e bine, dar deci scapără, da? Fulgeră. Tata e ok, dă-te într-o parte, eu sunt bine, nu acum. Păi cum ești bine când tu îl îndepărtezi pe el, da? Deci cea mai importantă lecție este că totul se învață. Părintele nu este personajul atotputernic, atotștiutor, nu. Da, el cunoaște mai mult, trăiește pământ mai din mult timp și cunoaște mai mult, atât. El e mai bătrân. Dar în momentul în care el greșește, da, și eu am învățat să zic iartă-mă, mai întâi cu soțul și apoi cu copiii, pentru că n-am avut experiența asta și a fost nevoie să fac o primă încercare, o a doua încercare și să înțeleg că roada e bună. Și atunci eu am întărit acest comportament. Deci, orice învăț are dezvăț, dragii mei. Dacă dumneavoastră ați rănit oamenii, ai casei, pentru că asta facem noi de multe ori, rănim pe cei pe care iubim mai mult. Și dacă se întâmplă asta și cu ochii minții tu realizezi lucrul ăsta, ce trebuie să faci? Niște lecții pentru tine. Și doi, avem două urechi și o gură. De aceea ascultăm de două ori mai mult decât vorbim. Asta e regula care funcționează fiecare dată. De 3, de 10 ori, de câte ori este nevoie, da, este adevărat, răbdarea asta se învață. Absolut. Și este foarte, foarte important. A menționat Rodica, îi rănim pe cei de casei. Ați observat cât de calm și de strâns ținem pumnii atunci când nu suntem acasă, când suntem în public, când suntem undeva în stradă, chiar la magazin, când mergem cu copii. Deci ne străduim să fim decenți. Atunci de ce să nu facem și acasă? Pentru că până la urmă, ăla de la magazin a trecut pe lângă tine, el poate nici nu te-a văzut, dar copilul îi rămâne acolo o zgârietură, una, așa două, așa trei, așa patra, și într-o zi când crește mare, el vine și îți spune, ți-ai minte? Deci asta este și, într-adevăr, cum zicea domnul Stavilă, noi uităm, ei nu.
Eu, apropo, legătură cu numărul până la 10. Sincer să fiu, nu cred în tactica dată. Dar mie nu mi-ajută. Eu am zis cu uite-l de pe tot. Mi-a zis cineva să numere 100 de oi și strece. Eu pot să număr până la 10, dar după absolut 2-3 ore spun trebuia să număr până la 10. Știți? Adică primul lucru care se întâmplă, de fapt, dacă pe mine mă examinează, eu bănuiesc că bărbații de regulă sunt mai, cum să spun, mai agresivi. Noi așa suntem construiți. Fără agresivitate, bărbatul nu poate fi performant. Ca istorie, apropo, tot tipul așa a fost, deci masculii au luptat pentru teritoriu. Și ca să poată să câștigi din teritoriu, trebuie să fie agresiv. Dacă se învârte numai într-un singur teritoriu, el pierde. În caz dat, agresivitatea nu violentă, dar instinctul supraviețuirii. Deci, bărbații trebuie să sunt mai agresivi din natură, așa e. Și acum, uite care e mecanismul așa, iritării. Deci, apropo, tot, deci în legătură, s-a spus puțin despre ceva de genul, nu, faptul că nu se vorbise. Deci este o temă, ce trebuie să facă soțul dacă vine de la serviciu, de la activității lui, dacă vine bombă. Uh-huh. Da. Mă uit cazul meu. Deci eu, pentru că aminte, am avut, cred că vreo 20 de ani, acum 20 de ani, o perioadă de vreo 2 ani foarte nervoasă. Eram într-o sferă legată de politică. Și partea proastă acolo unde, deci e vorba de partide politice, se adună foarte mulți oameni mincinoși pe metru pătrat. Și eu din copilărie, fiind crescut că nu-i bine să, așa, să spui una, să gândești alta, deci mă simțeam, deci foarte, eram un activist, chiar eram un secretar executiv într-un partid, și eram foarte, foarte iritat, nu eram la mine acasă acolo, da? Și veneam acasă, bombă, bombă, pentru că acolo diferite vorbe, zvonuri și așa departe. Și atât și interesant că m-a salvat, cred că faptul că eu tot timpul eram transparent cu soția mea, veneam acasă și eu îi povesteam tot ce mă doare. Vedeți că aici, că da, dacă țineam în mine, dacă țineam în mine lucrul ăsta, garantat că ar fi atins vreo strună și o explodam aiurea acasă, fără niciun fel de motiv. Deci primul lucru care acum am avut, îmi dau seama, deci este când vii acasă, deci eu am vedere bărbață, când vii acasă, ca să nu explodezi aiurea, că așa, deci nemotivat, deci ar fi bine să povestești, maxim cât poți să povestești, ce ai pățit pe parcursul zilei. Ce te-a deranjat, ce te-a supărat. Vedeți, familiile sunt diferite, alții din contra zic, lași totul, da, de la serviciu la ușă, intri și nu povestești, păi, da, nimic. Dar nu e atât de simplu. Exact, nu-i bine nici pentru sănătate să ții în tine, că bărbații obicei fac ulcer. Și vor mereu fica. Da, dacă ții în tine. Și cum e care... Că, și deci, femeile devin isterice. Da, și eu cred că soția ideală, de fapt, ascultă soțul și ține hangul, cum s-ar spune la sud la noi, da? Nu știu dacă e un cuvânt literar. Adică trebuie să spună că da, într-adevăr, tu ai dreptate și așa departe, chiar dacă el nu are dreptate. Să te încurajeze, să te susține, ca spun așa, da? Și e atunci... Cum a răbdat nevasta atâția ani? Nu. Că ea primul lucru, sigur că în primul trebuie să-l hrănești pe soț, asta e garantat, da? Că el mai scade puțin, așa zice, nervozitate. Și după asta ar fi bine să-l asculți. El să povestească. Nu-i pui întrebări, că dacă îi pui, el singur să povestească. Deci asta ar fi o situație și, respectiv, chiar cred că m-a salvat chiar de boli. Chiar de boli, da, pentru că eu, ca să vă dați seama, așa stare de nervozitate aveam, că am început seara, noapte mă trezeam la ora 1 și am început să vomit. Pe bază nervoasă, știți? Și atunci v-ați lăsat de politică. Ei, tot replica soției mi-a spus. Mi-a spus că ceva de genul că leapă de politică e să mor tânăr. El aveam 30 de ani. Natalia, familia ta cum e? Eu consider că la noi un pic temperamentele sunt diferite. Da, de asta și sunteți diferiți, da, pentru că fiecare poveste de viață și fiecare familie în sine e o istorie. Soțul meu, nu știu, probabil că i-aș da o medalie pentru cât de ușor ține emoțiile. Deci este o persoană care nu explodează ușor, deci dacă are o problemă, are altă față, dar nu o să-mi zică. Eu întotdeauna zic că tu ai aceeași față când ești supărat, obosit sau flămând. Deci eu câteodată nu pot să înțeleg de fapt care este o problemă. Eu dar sunt... îl provoci să-ți povestească sau nu? Nu prea îmi povestești, zici că mai bine astea sunt problemele mele, eu le voi rezolva, de ce eu mai tare să te încarc degeaba, când într-o zi, două, poate asta o să se rezolve. Oricum, sunt momente când iese și spune, îmi povestește, eu îl încurajez, pentru că zic, uite, n-ai să ai probleme cu inima pe viitor, că trebuie să zici, să te descarci, să te detensionezi, pentru că eu sunt de fire, eu de la orice am replică și nu pot ține în mine. Și uite, nu știu, ne-am învățat unul de la altul, probabil, că totuși de atâția ani, dar, nu știu, eu sunt de cei care vorbesc, el zice, tu mai ai să vorbești atât, adică eu îl văd că el nu reacționează, nu, eu mai zic, că mai vine alte idei, mai spun, dar la un moment dat, sigur că se explodează și pe acolo, dar e benefic pentru sănătate totuși asta, nu trebuie să ținem emoțiile.
În orice caz, dar noi amândoi suntem supărăcioși. Câteodată eu mai greu cedez, altă ori el mai greu cedează. Adică Aurel, Daniela știe ce se întâmplă în showbiz-ul de acasă? Tu zici ce datorită se întâmplă ție la serviciu? Datorită ție mai află și ea. Nu, că noi nu spunem multe aici. Nu, oricum, dumneavoastră spuneți că păi mă enervez și trebuie cumva să mă descarc. Încercați să cântați. Încercați să găsiți, nu direct, nu atât direct. Nu atât direct să cântați, dar să, trebuie de găsit un loc, un refugiu unde ai putea tu să te descarci. Poate nu în toată seara, în diferite cazuri. Eu uneori când am prea mult sau ceva, am prea multă informație și nu știu ce să fac, oricum mă izolez și încerc singur să-mi găsesc confortul unde să mă descarc. Poate să fie momentul celălalt și pe bicicletă, făcând sport. Mm-hmm. Treptat, cu anii te înveți multe lucruri. Și nu există probleme care să nu o poți rezolva. Nu vrei să ne cânti? Te rog. Nu. Nu pentru că ești enervat, pentru că ne-ar face plăcere să te ascultăm. Cu drag. Pălărie îmi ascund idei mai noi și de demult. Ce zi e azi de vreau să zbor ușor, ușor. Umbra-mi dansează pe asfalt și-mi vine așa un gând ciudat. Ce-ar fi dacă aș evada cumva? Sunt momente în viață când vrei să fii azi unde n-ai fost ieri. N-o lăsa pe mâine, ia-ți doar visele cu tine. Lasă baltă tristețe și hai să deschidem fereastra din rai și să urci Everestul ca să vezi universul din jurul tău. Ta mai nouă sau una pe care eu cumva am trecut-o cu urechea? Nu, este o piesă specială pentru discuția noastră de astăzi, da. Eu cred că se potrivește cel mai bine. Absolut. Va veni o zi când totul se va schimba. Frumos, știți ce mă gândeam acum? Eu îmi vând problemele mele, cine mi le cumpără? Știți cum zice mama mea?
de fiecare dată când ți-e greu, gândește-te la cel de alături sau din dreapta sau din stânga, să vezi că el tot se ceartă, tot are probleme. Uh-huh. Faceți uneori prin comparație lucrurile astea, când vedeți că sar capace, te gândești, stai că nu numai la mine și la el și parcumva ți-e mai ușor pe suflet? Psihiatru spune, apropo, că dacă vrei să fii fericit, compară-te cu cei care sunt mai nenorociți ca tine. Dacă vrei să ai depresie, atunci compară-te cu cei care sunt mai sus ca tine. Deci ai de ales. În principiu, viața este toată în alegeri. Luare de decizii și alegi. De exemplu, copilul meu supărat de dimineață, da? Zic, scumpule, tu ai șansa să alegi să îmbraci haina tristeții și mărconosă toată ziua sau să îmbraci haina cu zâmbet și să fii vesel toată ziua și să vezi lucrurile frumoase. Cum asta vine? Păi hai încearcă, alege. Ce îmbraci tu azi? Asta a fost greu, bine, noi ani buni încă și muncim aici să depășim momentul ăsta, cum să te îmbraci în veselie și în dispoziție bună, dar el se va îmbrăca cu siguranță pentru că are doi părinți acasă care știu ce înseamnă haina bunei dispoziții. De aceea, comunicarea, care noi deseori vorbim acum să comunicăm, nu este soluția certurilor, dar este mijlocul prin care ajungi la soluție. De aceea este ideal, minunat, să ai capacitatea să verbalizezi, una la mână, doi, să ai și limbajul non-verbal, pentru că tăcerea mult valorează. Să poți sta privirea, cât cu furia asta care vine. Doar când intră soțul în casă sau când vine soție de la serviciu, cu bandul deja ferit. Dragă Rusalina, nu numărați. Tot ce e important în momentul ăsta e să respiri. Da? Pentru că furia care este... după. Nu, furia care îți întunecă mintea, nu-ți dă voie să cauți soluții la acel moment. Tu tot ce vrei să faci ca să dispară, să nimicești, să distrugi. Și în momentul în care tu îți gestionezi respirația, pur și simplu concentrează-te pe tine. Inspir, expir. Nu te-a ajutat încă o dată? Inspir, expir. Pentru că cifrele nu sunt pentru toți. Contabili. 10, 9, 8, 7, 6, 3, sau 2, 1. De la 100 se peste, peste 3. No, peste 3, știi? 197, 94, 91. Știi la ce m-am gândit? Unii zic că bunicii țineau supărare o săptămână, părinții câteva zile și din asta 5 minute. Bunicu, mai bine spus. Bunicu. Da. Bunică. Da, apropo, vreau să dau un detaliu. De ce era? Bine că aveți fete și nu băieți. Acum s-ar putea să se întoarcă chiar roata. Era un bărbat zdravăn, cred că avea la 2 metri. Și bunica n-a ajungea nici până la pieptul lui. A. Dar eu pe un moment dat seama din ce cauză el tăcea. Pentru că, deci el dacă spunea un cuvânt care nu convenea bunicii, deja la o vârstă de 60 de ani, deci ea folosea unghiile, putea să zgârie. Da, deci așa trebuie să se irita și ea. Și de asta el a înțeles cu timpul că unica tactică, dacă așa, deci el buțește pe săptămână și nu avea probleme. Înțelegi? Pe de altă parte, este... era răbdătoare. Da, pe mine personal mă irită tăcerea asta. Asta e. Deci asta vroiam să zic. E o armă, vedeți, e o armă. Mă irită îngrozitor. Zici ceva? Da, păi da, asta e. Da. Doar în momentul în care cel care tace spune. Deci eu am nevoie de un time-out. O repriză, respiro. A durat un câr de ani să învăț că ar nevoie. Și învăț și în continuare, să știi, dar că o iau mai ușor. Pentru că inițial mă supăra. Măi, dar cum se poate? Eu mă desfăș aici, așa, sănătos. Dacă el ți-a spus că am nevoie de timp pentru a mă înțelege pe mine, nu ce se întâmplă între voi doi, dar el cu dânsul trebuie să rămână. Da, dar eu inițial o luam drept indiferență. Am crescut în relația noastră, să zic. Nu zic că sunt extrem de răbdătoare și vai mie sunt... Băi, perfectă, nu, dar mă străduiesc să înțeleg care are nevoie de liniște aia. Așa. Mă rog, eu nu i-o ofer. El stă liniștit acolo, mă duc în bucătărie și socot dulapurile. 1, 2, 3. Deci asta este. Ne mai abținem pentru că sunt copiii acolo, dar ei au învățat că certurile noastre, oricum la un moment dat se încheie, a doua zi, mă rog, cel mult a treia zi, deja e liniște, mergem împreună la cumpărături, la... nu contează, ne facem planurile. Deci ei au învățat că certurile astea, da, mai există, pentru că le avem și în casă. Acum certurile între copii, asta e deja o altă istorie. Eu nu știu dacă e corect, dar copilul meu mai mare m-a învățat. Mama, nu-i cazul să-ți faci griji că noi ne certăm cu Raluca și se ceartă des și pentru tot felul de fleacuri. Și el zice, și ce dacă ne certăm? Nu ar fi ca și cum o să creștem mari și vai, nu o să mai vorbim niciodată. Așa sunt toți frații. Frații, surorile, noi așa ne certăm și o să ne certăm, o să ne împăcăm și nu-i cazul chiar de fiecare dată să te bagi. Aici iar am învățat că nu este cazul de fiecare dată să mă bag, că ar trebui, nu știu dacă e corect, dar ei trebuie să învețe, să-și rezolve singur conflictele. Nu-mi iese de fiecare dată, dar mă străduiesc să învăț, dar să vezi cât de frumos se împacă. Marin este genul de copil, de băiat așa un pic mai rece, să zic. Așa e felul lui de a fi. Deci el niciodată nu ia să ri în gât surorii sale, să o pupe sau să zică, vai, eu sunt mai mare și te protejez.
Dar în cazul în care mama deschide gura că asta mică ceva au făcut, nu a mers la teme bine și așa, să vezi cum mă izolează. Hai la Luca, lasă că facem împreună. Mama, du-te că tu ai treabă acolo, lasă că mă lămuresc eu cu ea. Frumos. Deci este felul lui de a-și arăta afecțiunea. Și eu chestia asta am... Cedez. Da, atunci eu cedez, mi se închide și gura și urechile și mă duc la bucătărie, mai trădesc acolo niște linguri, dar eu știu că ei sunt bine și chestia asta oarecum mă liniștește. Nu funcționează de fiecare dată, dar de cele mai multe ori, uite, vezi că învățăm și de la copii. Natalia, învățăm pentru ceartă? Ei și învățăm da, cu ei. Da. Se ceartă și ai tăi. Mai ales că caracterul este foarte diferit. Exact așa, da? Cel mare nu vrea, este așa de drăgăstos, ea îi se bagă, cum zice ea, mi se bagă suflet și în cameră. Și noi am avut așa niște idei, și... bănuiesc că trebuie să fie badea și trebuie să ducă pe palme, că așa ne-am închipulit. Eu de asta și-am făcut primul băiat mai mare și a doua fată, ca să fie, să o ajute. Ne-am făcut noi niște planuri. 5 ani. Bun, aia mică încă abia are 4 ani. Bun, era mai enervantă până acum, pentru că e copil și eu încercam să-l explic, el deja s-a săturat atâta să înțeleagă situația, să ești mai mare. Da. Nu, este fraza pe care am auzit-o de la mama mea și am zis că niciodată n-am să o folosesc. Ei, mă mai împiedic. Nu, încerc să nu folosesc asta, dar cel puțin, nu știu, acum se ceartă deja mult mai rar, doar oricum se menține și gelozia, a fost mai intensă din partea lui, de aici veneau și conflictele. Acum deja aia mică a prins firul, deja folosește și tacticile lui de manipulare și de gelozie. Învățăm, că cum și-a zis, copiii au venit în viața noastră să ne învețe, să ne înveze ce e răbdare. Eu întotdeauna așa râd când aud, de exemplu, vreun interviu a unii mămici, nu știu, mai vedetă și când zice... odată cu copilul i-am învățat ce e răbdare. De fapt, nu cred că asta este posibil, pentru că asta cu timpul vine. Pentru că la început, copilul când vine, noi atunci aflăm că noi suntem foarte nervoși, că noi suntem foarte isterici, nu ne putem controla. Doar cu timpul, ei pentru asta și-au venit copiii, să ne învețe. Și cel mai interesant că răbdarea îți ajunge numai pentru copiii tăi. Da, de câte ori zic. Da. Pentru a tăi ai răbdare. Păi uite că cu străinii mi se pare că e cu totul altceva. Nu, asta mai bine știi, îl dai tot timpul, răbdare îl respingi. Răbdare adevărată vine cu nepoții, spune mai mea. Da? Nu la toți. Dar apropo, că Laurențiu e badea, el își pune mintea cu... Nu, el e badea, el e badea și lui îi place să fie badea și să asculte, adică el își dă importanță. Aha. Ei, oricum este mai mare și are tot dreptul. Lăsă să se certe, lăsă să... numai nu-i dau voie să o pedepsească, da, adică trece un gher sau nu știu, sau du-te și strânge jucăriile, dar eu vă ascult pe voi de o parte, în doi, ce probleme aveți voi? Și eu mă uit la problemele voastre și zic, dar eu am avut așa ceva, domn, mi se pare că eu ca voi n-am fost, eu deja am alte probleme, pentru că este mici, ultimele două fete, ultimele, și punctul. Fete doar ultimele, da? Fetele ultimele, băi, da. Pentru fetele, fetele sunt problematice de mici și asta este, eu cred că... Și, ai și te referi la rochițe și fundițe, probabil. De la rochițe și la fundițe, de caracterul lor de a fi, felul lor de a se trezi de dimineață, felul lor de a se îmbrăca, felul lor de a mânca, felul lor de a se comporta. Peste obosit, tot ele sunt, e obosit, are peste tot, o pauză. Peste tot, oricum, sunt diferite față de băiat, pentru că Laurențiu l-am crescut, eram și noi mai verzi într-un fel și poate n-am văzut multe lucruri, poate ne se părea altfel, dar cu fetele oricum sunt diferite. Eu acum zic, copiii se cresc mai ușor la tinerețe, nu știu, n-am avut copii când aveam 20 de ani, dar mi se pare că atunci, nu știu cum, crește... Și tata și mama și copilul toți împreună. Când treci de 30 și apar copiii, e meseria în spate, sunt probleme, societate, copii. Și atunci, nu știu, acum puteți să mă contraziceți sau nu, dar fiecare aveți copii după 30. Nu știu dacă ar fi mai greu. Eu, din potrivă, aș spune că este mai ușor, poate că. Pentru că tu înțelegi deja, ai o practică, mult mai ușor îți știi lucrurile să le gestionezi,
știi de unde să le iei, unde să le duci, ce trebuie să-i faci la o vârstă anumită. Spre exemplu, mulți prieteni care, păi, am fost și am pus o vaccină și nu știu cum e. Păi, mine problema asta nu este atât de importantă. Adică deja trece altfel. Și mă uit chiar părinții, da, bunei, of, că să îmbrace, să nu iasă afară prea dezbrăcat. Nu, pentru mine asta nu este o problemă, știi? Oricum, cred că oricum cu vârsta altfel. Eu cred că de răbdare aveam în vedere. Mi se părea că, acum mi se pare că răbdarea e mult mai puțină și îmi sare țandăra mai repede decât... Da, ce înseamnă răbdare? Când ea apare, în momentul în care tu întâlnești o problemă sau o situație, hai, nu problem, o situație pe care nu ai antidoți, nu ai imunitate la ea, ce trebuie să faci acolo? Să pui rezistență, păi nu vreau asta, nu vreau copilul ăsta, că e problematic. Sau începi să-l cunoști, să-l descoperi și să vezi care e cheița la el. Și poate nu se numește răbdare, pentru că e un concept foarte mare și pe alocul sună foarte usturător la urechiuș, da, răbdare, răbdare, răbdare. Nu e chiar numai asta, este nevoia de a oferi dragostea ta părintească, da, mamă sau tată. E nevoia ca să vezi că el crește, ca investiția ta cu adevărat dă roade și tu îl vezi cum dintr-un omuleț care nu știai cum să-l îmbraci, el ușor, ușor, deja stă în piciorușă și mai mult ca atât, vorbesc de mine, pe a treia, da, că deja ești la grădiniță și e absolut independentă și mama e mare, gata, da? Și atunci, ascultând fiecare, înțeleg că a câta oară că nevoile noastre, în momentul în care nu sunt satisfăcute, apare cel necesitate de răbdare. Dar răbdarea pentru ce? Pentru ca să-ți caut resursele interne. Am eu acolo, deschis enciclopedia ta de până acum, din 38 de ani ai mei, da? Să zic, caut, am ceva? Nu am. Așa, nu am resursa asta. Unde o găsesc? Caut. Vorbesc, citesc, maestruiesc, descoper ceva pentru mine, pentru că sunt lecții în inteligența parentală, sunt lecții care le înveț neîncetat. Și nu e nevoie de răbdare fiecare dată. E nevoie să-ți realizezi ce nevoia mea nu e satisfăcută la moment. De odihnă, de exemplu, ca părinte, da? Una la mână. Doi, nevoie probabil că nu sunt apreciată la muncă. Și atunci nevoia asta care mă deranjează dinăuntru, eu vin acasă și cumva văd și ăștia mici și mă ascultă. Și cumva se acoperă nevoia mea, da? Se întărește. Dar, să știți una, copiii au nevoie, în primul rând, să vadă cum tate, cum mame se iubesc. Asta e primul criteriu. Și al doilea criteriu, să primească dragoste la ei. Este esențială formulă care mereu dă roadă bună. Dacă tate și mame se iubesc, se respectă, sunt cumpătați, își arată emoțiile, se ceartă în șoaptă, e o tehnică foarte bună. Se iubesc ca aricii. De ce ca aricii? Pentru că iau ace. Și atunci când ei sunt împreună, aricii ca mamă și aricelul tată, ei sunt foarte grijuli unul cu altul. Și dacă se întâmplă asta în viața noastră cu zi, el vede că tate e nervos, dar el poate să vină la mama și să zică iartă-mă. Mama supărată, cicălitoare, zboară vasele, dar ea are curajul să vină la el și să-i dea o îmbrățișare. Și probabil că mai târziu de spiritualuri vorbim, că este și aici. Cât de importante sunt lacrimile în timpul unui conflict? Hai să întrebăm bărbații aici, pentru că noi femeile sunt cele care plângem și dezarmăm. Fetele mele, ușor vă aduceți... fetele mele foarte ușor provoacă, plâng și repede plâng și deodată cu lacrimi. Așa. Dar lacrimi până pe barbă. De crocodil. Ceva noi? O glandă ceva. Este o glandă specială aparte pentru cu lacrimi. Da. Degeaba ne-o dat-o. Da. Și reacția dumneavoastră la apă? Da, la apă, deodată vrei să oprești, nici nu mai poți, nici nu mai ai nicio reacție. Băi, gata, calm, cedez, nu mai să fie pace. Și uite, fetele, cred că au înțeles lucrul ăsta și ele manipulează una, două. Șantaj emoțional. Da, da, și... Domnul Stăvil, cine plânge mai mult, soția sau fiica? Acum, dacă sau pe cine ați făcut mai des să plângă? Soția o lăcrămat vreo 3 ori în 30 de ani. Și de fapt, asta e, deci lăcrămează, începe să lăcrămeze și respectiv muțește, cum spuneam, pe 5 minute. Și asta e suficient ca eu să-mi simt inima rănită, adică parcă mi s-a înfipt un cuțit în inima, știți? Și s-a terminat cu orice supărare. Și voi, Otilia, Natalia, Rodica, plângeți acasă când vă certați? Plângeam inițial, funcționa perfect glanda aia. Clar că cu timpul am învățat că nu se rezolvă totul doar cu lacrimi și până la urmă trebuie să arătăm și noi că suntem, nu ne mai sensibilizează chiar orice, dar aia mică ți-am zis de la început, începe a plânge, mă dezarmează pe mine, dar pe taică suc atât mai mult, deci nici nu se discută, dar e și un semnal, cred, pentru că suntem foarte emotive, este adevărat, și dacă
s-a aninat acel ceva, că nu plângem, vezi tu, Doamne, că așa vrem noi. Și chiar dacă plângem din senin, înseamnă că undeva s-a acumulat ceva. Și înseamnă că avem nevoie de o îmbrățișare, de un sărut, de o netezire pe cap, de o vorbă bună. Și eu cred că bărbații ar trebui să simt chestia asta. Au să discute pe urmă ce te-a apucat, de ce plângi, de ce te doare. Nu, probabil că în momentul acela, uite, îmbrățișarea asta și încurajarea aia, că totul va fi bine, că las că trecem peste toate. Eu cred că este foarte important, cel puțin pentru mine, funcționează din prima cât de mare nu ar fi cearta, cât de zguduiți nu ar fi pereții casei, să zicem, da? Soțul meu a învățat că e nevoie de acea cedare, de acea îmbrățișare și atunci lucrurile se așează, nu mai ajungem la socotit. Știe. Și am învățat și cu aia mică să fac la fel. Dacă o văd că plânge, oprim lacrimile, după care altfel soluționăm conflictele. Nu întotdeauna, bineînțeles că nu suntem perfecți. Eu sunt foarte plângăcioasă. Mi-am dat seama de unde, pentru că mama, când se supăra pe mine sau făceam ceva, începea a plânge. Și eu, la mine, totuși s-a transmis modelul ăsta de a, nu știu, de a face față unor situații mai neplăcute. Și prima perioadă, desigur, când aveam certuri cu soțul, eu dădeam în plan, zic, iartă cu lacrimile tale. Eu zic, eu nu, iar plâng. Eu zic, eu nu plâng. Eu când mă enervez, îmi ies lacrimi. Eu nu plâng. Și desigur că am studiat, am învățat, am primit și ajutor, chiar am făcut și terapii ca să pot să-mi gestionez emoțiile astea. Am vrut asta să învăț. Până la un moment dat eram foarte calmă la certuri, el deja se enerva, nu cum, zic, dar prea calmă ești, adică până la urmă deja am găsit eu mijlocul acela, dar sigur, plâng acum mai rar, nu știu, probabil că și am atins noi, nu știu, nivelul acela de fericire în care să nu ne, să vedem mai mult părțile s-a frumoase. S-au lacrimile din sticlă. Probabil, asta e cu siguranță. Hai să-l ascultăm pe Aurel și după asta facem și niște concluzii, dacă e posibil să le facem până la urmă. Okay. Îngeri coboară, albi și moi. Cerul de-afară, coace ploi. Ei-mi dau aripi să zbor sus. Și le-aș da din clipe ore. Am să vin la tine cu din sol, fluturi din mine nasc fiori. Urme de iubiri ți-am lăsat în zor pentru amândoi. Urme de iubiri aruncate-n ploaie, ne leagă pe amândoi. Apele prea vii cad fără uitare cu suflete de sol. Spune-mi dacă din săruturi mi-ai dat cu împrumuturi trezirile de dor. Eu le-aș face în mire puturi să zboare, să te bucur ca cerul de culori. De-ai fi un înger, eu te-aș iubi. În adânc de ceruri te-aș găsi. Dacă ar fi să cadă norii grei, aș urca în alturi tot cu ei. De iubit aruncate în ploaie, ne leagă pe amândoi. Apele prea vii cad fără uitare cu suflete de sol. Spune-mi dacă din săruturi mi-ai dat cu împrumuturi trezirile de dor. Eu le-aș face în mire fluturi să zboare, să te bucur ca cerul de culori.
Îngeri coboară, alb și moi. Acum înțelegeți de ce Aurel, atunci când este supărat, cântă. El face atâtea declarații frumoase de dragoste, că soția lui nici mai poate să deschidă gura să-l certe. Și o face public. Și o face și public. Da, și trebuie după ceea ce faci public, te-ai zvie acasă și să corespunzi la ceea ce este. Foarte. Și asta, și asta încă e mai greu, absolut. Pentru că, păi, dar tu joci teatru acolo, da, acasă și deja într-o îndeprindere și oricum, toată viața ai ceva să înveți. Absolut. Știți despre ce aș vrea neapărat să vorbim? Despre consecvență. Cum să fim consecvenți când ne certăm copiii, când îi spunem soțului nu și gata, și mâine să nu începem iarăși cearta de la punctul ăsta. Voi puteți să fiți consecvenți în pedepse, în certuri și în ceea ce promiteți celor dragi de acasă? Știi, întrebarea ar fi cât de consecvent eu sunt cu mine însă. Păi asta e toată problema. Așa? Aici nu știu dacă a făcut cineva terapie și ajută. Și aici e conflictul, pentru că sunt oameni care nu sunt consecvenți cu ei, dar cer asta de la ceilalți, pentru că astfel să-și întărească imaginea de sine și să crească în ochii săi, da? Ceea ce nu e ok. Dacă ești exigent cu ceilalți, înseamnă că ești exigent și cu tine. Asta ar fi logic, cumva, uman. Și atunci, dacă copilul tău, nu contează că e adolescent, puber, preșcolar, el are logică bună și îl poate să facă o comparație și să vadă cât de bine mama respectă regulile casei care sunt pentru toată lumea, da? Okay. Și dacă am spus că nu mâncăm dulce și mama pe ascuns merge să caute unea, ascunde bomboanele, da? Păi copilul știe foarte bine, vorbesc de mine, da? Că el știe că ritualul meu de cafea, o bombonică mică trebuie să fie la cafea. Și atunci ei stau ca albinuțele lângă floarele din nectar și mami, tu bei cafeaua fără nimic? Da, dulce, dulce. Zic, păi am spus că nu mâncăm azi dulce și mama vă susține și în revoluția asta, că am făcut-o. Deci dacă eu reușesc să-mi pun un scop și să fiu consecventă până a atinge scopul și văd roada în final, eu știu foarte bine unde vreau să duc armata mea de copii. Inclusiv și soțul meu, partener în educație, da? Cineva din prieteni mi-a spus, vai, copiii tăi mănâncă prin casă. Da, mănâncă prin casă, pentru că și mama îmblă cu cana de cafea sau ceai meu din urmă. Deci eu o iau cu mine la calculator sau la televizor sau o iau în dormitor ca să citesc ceva. Eu nu pot să merg cu cana mea de ceai și le spun copilor, nu, încolo nu e voie. Așa. Deci asta este. Au voie, știu că trebuie să strângă după ei, exact cum strâng și eu, da, și-mi duc cana. În ultimii 20 de ani am intrat într-o fază în care mă tem să mă supăr pe cineva. Pentru că noi, de multe ori, practic, toate conflictele care se întâmplă sunt un fel de supărare. Noi ne supărăm pe ceva, n-am fost înțeleși corect sau altceva. Și eu, cam din anul 2000, am avut cel puțin, cred că vreo 15 ani, când eram așa parcă programat, mă temeam să mă supăr pe cineva. Dar am în vedere supărare așa că, deci, o să spun, am text, îl spun 10 cuvinte în 3 secunde, zic așa. Da. Mai spunea cineva, păi, eu nu mă supăr pentru că nu am atât de mult timp ca să mă împac. Cu cât lași mai mult timp pentru a te împăca, cu atât mai tare mai te distanța asta este mult mai grea. Adică oricum problema cât mai repede se hotărăște, cu atât e mai bine. Și este sănătoasă și după asta, eu am observat după mine, relația mea între persoana cu care m-am certat, da. I-am zis, mi-a zis, după ce am terminat discuția, da? Am tras tot, nu este egal și mergem pe hârtie albă. Da, da. Și uite, după ce am început deja alte lucruri să discutăm, alte relații. Deci eu sunt un exemplu. Mamelor. Este aceea că nu mereu ne amintim niște greșeli de 100 de ani în urmă. Am și eu păcatul ăsta, recunosc, deci nu amintesc. Și știi că atunci ai promis și n-ai mai făcut. Nu de ajuns că te-am certat pentru azi, dar te-am mai certat odată și pentru ceva ce deja ce certasem. Deci, uite, exact ce zice Aurel, este bine să tragem linia aia și să uităm, gata, pentru aia ai primit-o. E haos și la mine, nu sunt consecventă, asta este o problemă de-a mea, doar că, nu știu, ne compensăm unul cu altul cu soțul, pentru că el este foarte organizat, foarte consecvent și întotdeauna când, exemplu, apare vreo situație conflictuală și eu am o problemă că sunt prea empatică și prea mă bag în pielea copilului și atunci este asta o problemă în anumite situații, pentru că la mine e prea de tot. Și, respectiv, întotdeauna eu preiau toate emoțiile lui și mi este foarte greu să fiu mai dură cu el, să stabilesc acea limită sau regulă care noi o avem stabilită.
Și de fiecare dată eu cu soțul vorbesc, uite așa, așa, hai să luăm, adică el e mai dur, el poate să, adică emoțiile să nu le implice și găsim o soluție în comun, pentru că totuși este și important să stabilim anumite limite și reguli din timp, copilul să le cunoască, doar că este important să fim și noi flexibili, pentru că... Să fie autentică, vorba. Da, și copilul are situații diferite, să intrăm și în situația lui, să-l înțelegem, să privim lucrurile din perspectiva lui, pentru că asta ne pare... Problema cea mai mare, în genere, în educație, în parentare, este că noi gândim cu creierul unui adult și nu înțelegem de ce a făcut anumite situații. Și noi pur și simplu să gândim cu creierul copilului, pentru că noi am fost... Adică să înțelegem ce s-a întâmplat, ce l-a provocat să facă anumite. Poate el, avem regulă că după 9 televizorul este deconectat. Dar tate se uită la televizor, dar mami se uită în telefon și atunci este important foarte să fim corect. Și noi flexibili. Natalia a detaliat un exemplu, care formula care spune că copilul este lipiciul care îl leagă pe părinte cu propriile copilărie. Și acolo nu ai fost tu rănit, dacă n-ai avut timp să-ți vindeci rănile, acolo vei lovi și pe copilul tău. De exemplu, dacă când erai tu mică, mami spunea, dar nu mai plânge, că mă enervează, exact asta vei face cu copilul tău, care va plânge. Și atunci nu e problema copilului că plânge, problema ta că tu nu suporți. Da? Pentru că hai să luăm doi părinți care poate zic, păi plânge și plânge, care e problema? Și altul care mă enervează că plânge. De ce? Pentru că fiecare are în spate o percepție anumită, un, nu știu, o experiență oarecare, care îl ajută să închidă ochii la un boget, sau mai mult ca atât, cum spunea Otilia, hai vină mami, hai să te îmbrățișez, aștept multă răbdare. Sunt mame care categoric nu pot să suporte copilul care plânge și atunci îl împingi de acolo, da? Pleacă. Și atunci cum poți spui un copil care e în durere, pleacă în, apropo, pedeapsa cu time-out-ul, da? Copilul pleacă în odăița ta, așa cum fac americani de obicei, și calmează-te, vezi care e situația. Acum hai să vedem pe ochii nostru adult. Adultul care, de exemplu, soția vine la soț și spune că am o problemă și începe să plânge. Și soțul îi spune, știi, scumpa, du-te în cameruța ta, odihnește-te, revizuți problema și apoi revin la discuție. Păi eu am nevoie să fiu auzită. De aceea, strategia dată nu-i prea, să zic eu, una bună. Copilul care are nevoie trebuie să fie auzit. Da? Și uite, aici vin cu un frumos verset din Biblie care spune... Fii grabnic la ascultare, ce spuneam eu, să asculți de două ori mai mult, încet la vorbire, să cântărești fiecare cuvințel și zăbavnic la furie. Astea sunt trei reguli foarte importante care funcționează de fiecare dată. Și a patra, ultima, să nu apună soarele peste furia ta. Eu zic să finalizăm în ton de note muzicale. Mare drag! Iar celor de acasă, simplu ca de fiecare dată, iubiți ceea ce aveți în preajmă pentru ca să puteți fi cu adevărat fericiți. O seară bună tuturor! Dragă, în a ta privire am găsit tot ce-mi doream. Acest strop de fericire eu îl căutam. Doza mea de nebunie, de putere și curaj, vor să se aduc pe jos fila al noulea etaj. Dragostea, avion de hârtie, zboară spre sufletul tău. Ea mi-a spus să te aleg dintr-o mie, fiindcă crezi și tu în iubire cum crezi și eu. Doar tu ne-ai pus inima la loc, acum vrea să iubească cu voi. Cred că mințile mele le-ai luat de tot, fără tine nu vreau și nu pot. Doar tu ne-ai pus inima la loc, acum vrea să iubească cu foc. Cred că mințile mele le-ai luat de tot, fără tine nu vreau și nu pot. Într-un cos de suflet amintirile cu noi, mi-aș dori măcar pe o clipă să dau timpul înapoi. Când de liniște se pare că aud vocea ei mereu, plin de dor și-n boană mare la ea zboară gândul meu. M-ai lăsat fără pic de cuvinte, orbit de frumusețea ta. Sufletul niciodată nu minte, are el se crede, dar nu când e vorba de ea. Doar tu mi-ai pus inima la loc,
arzi chiar cu foc. Cred că mințile mi le-ai luat de tot, fără tine nu vreau și nu pot. Doar nu mi-ai pus inima la loc, acum vreau să iubesc chiar cu foc. Cred că mințile mi le-ai luat de tot, fără tine nu vreau și nu pot. La loc. Acum vrea să iubească cu foc. Cred că mințile mi le-ai luat de tot, fără tine nu vreau și nu pot. Dar tu mi-ai pus inima la loc. Acum vrea să iubească cu foc. Cred că mințile mi le-ai luat de tot, fără tine nu vreau și nu pot. Fără tine nu vreau și nu pot.